Doamnelor și domnilor, vă spuneam de Eurovision, pentru că pe 29 avem marea finală Song Contest 2020. Da. Ziua, sau seara, de fapt, că va fi seara, în care aflăm cine ne reprezintă în acest an la Rotterdam. Cine ia biletele spre Olanda, cine merge în Olanda, în țările de jos, mai bine zis și mai corect. Te rog. Da, te rog. Și cine va reuși acolo să ne ducă tricolorul în spate? Un candidat perfect în viziunea mea este și invitata noastră din această dimineață, frumoasă, tânără, zveltă, super talentată și cu o piesă care intră aici și în cap și în suflete. Lavinia Rusu în această dimineață! Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Dar tu la propriu ai atins inimile, până și piesa se numește Touch. Da, asta mi-am propus, să ating inimile, așa cum am mai spus într-un interviu, cu personalitatea mea și cu piesa asta care încifrează chiar în titlu denumirea de Touch, așa că sper că o să vă atingă și în final. O să ne tăciuim! Da, eu vreau să o facem altfel, pentru că noi știm că tu ai fost la mai multe interviuri, toată lumea probabil te-a întrebat cum a apărut ideea, cine ți-a scris, de ce ți-a scris, pentru ce ți-a scris, o să cânți, nu o să cânți. Eu vreau să întreb altceva. Când nu ești la Vinea Rusu, facem un joc de imaginație, tu nu mai ești la Vinea Rusu și asculți piesa la Vinea Rusu. Ești din afara corpului meu, da? Da, ești din afara corpului tău. Ești în astral. Da. Spune-mi, te rog frumos, dacă tu ai fi altcineva, încearcă să fii cât de obiectivă posibil și ai ascultat piesa ta, așa, ce părere ai avea? Care ai vedea punctele forte și poate dacă nu sunt... Mi se pare că are un refren foarte memorabil și interesant, ceva mai non-conformist față de ce se aduce la Eurovision, ceea ce nu neapărat mi-am propus, a ieșit cumva natural din ceea ce îmi place mie să ascult, din ceea ce mă reprezintă și așa mi-a venit și linia melodică pe care tot eu am compus-o. Cred că are un touch modern. Este foarte zici contemporană. Zici că face reclamă la telefoanele noi, știi? Are un touch modern. Da, este foarte contemporană și actuală a tendințelor din ziua de azi. Ce pot să mai zic? Mie îmi place, știi? E foarte greu să fii obiectiv atunci când e compoziția ta. Exact. Probabil. Cumva mai complicat. Da. Eu știu un lucru, tu ai o ambiție foarte bine punctată, mai ales că tu ai și așteptat să împlinești vârsta de admitere pentru această competiție Eurovision. Tu și de mulți ești acolo. Pentru aceasta și pentru altele, tot să fiu prima, știi? Bă, foarte bine. Asta ar însemna că ești pregătită moral, spiritual, că vocea ta este bine mersi ca să ne reprezinți țara la Eurovision, acolo la Rotterdam. Într-adevăr, având deja și experiența unei ediții anterioare la care am participat în 2018, mă simt mult mai pregătită de data aceasta. Țin mai multă stăpânire pe show-ul pe care îl pregătesc, pentru că pregătim un show cu dans, cu lumini, cu o grafică interesantă, pentru că e o piesă dinamică care necesită mișcare în scenă. Și o să fie foarte, foarte interesant și colorat. Și care parte plină paharul? Pe noi nimeni nu e chemat, noi o să fim acolo. Bă, așa. Asta e noi. O să facem și noi ca și Carla Dream. Ne bucurăm în ciuda lor. Da, noi o să fim acolo și o să ne bucurăm, hai să, frate. Hai să întreb altceva acum, pentru că, bun, ai deja o experiență în spate, dar oricum ai și o vârstă fragedă. Ești încă la început de cale, experiența e, dar tot se adună și se adună și se adună. În cazul în care ajungi la Rotterdam, pentru că sunt milioane de ochi care te urmăresc, sunt foarte mulți oameni și în sală, indiferent că ar fi deschis sau închis. Acum nu știu sub ce formă va fi acolo. Vreau să spui, cum crezi tu că ai putea să reușești sau cum vei face să reușești să stăpânești emoțiile? Pentru că e uman să ai emoții când vezi atât de multă lume. Da, dar vreau să vă zic ceva. E mult mai complicat din perspectiva mea să cânți pentru un public restrâns. Să zicem cel al audițiilor live pe care l-am avut. A fost un public care e strict interesat de muzică. De deci calitate. Nu e, da, de calitatea muzicii. Nu este un public amator, nu e un public neprofesionist. Erau oameni care se pricep, care sunt din domeniul muzical, juriul, și atunci presiunea este un pic mai mare pentru că te afișezi în fața unui public profesionist. Când trebuie să te manifesti în fața unui public larg, care nu neapărat are o ureche muzicală acută, așa, ascuțită, nu cred că e o emoție atât de mare. În primul rând, mie mi se pare că atunci când ai un public mare în față, nu ai cum să cuprinzi cu mâinile emoțiile și ele parcă se evaporează cumva. Dar când e un public mic, ele sunt mai evidente.
Eu asta vreau să aflu, din câte înțeleg, tu nu ai problemă cu emoțiile. Dar emoțiile joacă festa de multe ori și poți să te pregătești extrem de mult și atunci când intri în scenă să nu știi cum să ți le stăpânești și ele să-ți dea peste cap tot scenariul. Însă, prin experiență ele se înlătură, aceste noi emoții să se acolo, elimină. Să venim cu frunze de palmier, nu degeaba, nu degeaba am ieșit pe scenă până acum, am participat la concursuri, concerte, pentru ca să mă antrenez această stabilitate și rezistență pe scenă, în fața emoțiilor. Tu spuneai ceva de show, că deja îl pregătiți, îți ia foarte mult timp pentru repetiții, pentru organizare, ținută. Da, în spatele a ceea ce vedeți pe scenă acolo, în finală, 3 minute, stau ore în șir de muncă, de repetiție, de idei care sunt concepute și trebuie legate. Pe mine mă ajută o echipă cu care lucrez din plăcere. Am norocul de oamenii care se pricep în domeniu și pregătim ceva frumos care noi sperăm să convingă publicul nostru și să ne voteze cu numărul 6 în final, așa de menționat, numărul 6. A, deci, într-adevăr, deja a avut loc, tragerea la sort. Tragerea la sort. Numărul 6, da? Dar bine, tu ai un număr norocos, așa, sau nu contează? 6 anul ăsta. E 6, da. Da, așa, zic că e 6 ca să nu promovez alte cifre. Da. Ba, nu, glumesc. O să fie 6 anul ăsta și eu sunt sigură că o să fie cu noroc. Evident, dar oricum trebuie să-i convingi pe cei de acasă, așa că eu am să te rog să te adresezi publicului, da, și să le spui de ce trebuie să te voteze, să te susțină și să țină minte piesa ta. Nu cred că trebuie să am o pledoarie extraordinară. În caz în care vă va plăcea piesa noastră, piesa ta, și dacă sunteți curioși cum sună ea, o să auziți chiar în continuare. Exact. Dacă o să vă placă și show-ul nostru, vă rugăm să ne votați cu numărul 6 în finală. Lavinia, noi îți mulțumim mult că ai venit în această dimineață. Și de fapt tu știi că, hai, că mă și bâlbui deja. Tu ești talentată, tu ești foarte bună și cum ziceai și tu, deja știi să stăpânești foarte bine emoțiile și noi te invităm în scenă pentru că vrem să te audim. Să stăpânesc emoțiile? Să stăpânești. De exemplu, nu știu, dacă eu aș ajunge la Rotterdam, dar nu am talent, asta e o altă problemă. Știi, când ajungi fără talent, nu ai așa emoții, pentru că nu ai ce stăpâni. Eu urmărind în această dimineață pe Lavinia Rus, mi-am dat seama că ea îmi amintește cumva de Dua Lipa, până și costumul ei îmi place. Și îmi place de Dua Lipa, îmi place și de la Lavinia Rus. Păi, de ce? Dua Lipa ți-amintește de la Lavinia Rusu, exact, nu Lavinia Rusu, de Dua Lipa, te rog, exact, foarte mult. Da, știi că atunci când era mică, Dua Lipa avea poze și postere cu Lavinia Rusu în cadră? Evident, da. A crescut cu piesele Lavinei. Sigur, Lavinia Rusu. Da. Piesa Touch, prezentată pentru Eurovision 2020, etapa națională. Don't ever go, I'm feeling your touch. I never thought that it could mean so much. Now that I know, baby, what love is about, don't let me hang it on a single doubt. Time may pass us by, so you can't deny what we have is real. You just gotta try, leave your past behind, show me how you feel. One, two, three, go. I'm chasing your touch. I'm chasing your touch. I'm chasing your touch. Don't be afraid of coming around. I wouldn't lie to you or let you down. Now that I know, baby, what love is about, don't let me hang it on a single doubt. Maybe this is magic, more than just romantic. Maybe this is something true. What are you dreaming? Is it me you're seeing? Tell me if you want it too. Time may pass us by, so you can't deny what we have is real. You just gotta try, leave your past behind, show me how you feel. One, two, three, go. I'm chasing your touch. I'm chasing your touch. I'm chasing your touch. And I know that we're playing the fire. Playing the fire. Let it show. Taking me higher, and I know.
time.